Salut, traiderilor, aici Pepper, la 35-lea episod din Maps from Sub-Zero, să zic Smart Moving, doamne. Bun, păi, episodul 35 din Maps from Subs. Opa, uite, avem acolo un fotoliu. Bun, nu uitați tu să apeși butonul de like dacă îți place această serie și vrei să pun cât mai rapid următorul episod din Maps from Subs. Deci, acum, butonașul de like. Bun. Fii atent ce vreau să zic înainte să începem. Eu primesc o mapă de la voi, să zicem, da? Deci, hai să zic că tu îmi dai mie mapa, da? Tu îmi dai mie mapa, frumos, dar înainte de mapa ta au mai fost filmate vreo 4-5 mape. Și bineînțeles că episoadele alea trebuie să le pun, nu? Și apoi urmează și mapele celelalte pe care le-am primit. Deci fiecare mapă pe care o primesc, eu filmez, dar dacă eu vreo... Eu filmez, știi? Eu filmez și eu o să o pun. Deci degeaba să nu mai ziceți pe acolo prin comentarii, mai bine nu-ți dădea mapa și nu mai știu, parcă ai cineva chestia asta, mai bine nu-ți dădea mapa, știi? E ciudat. Hai să ne dăm noi pe game mod 0, pentru că știu că dacă se aruncă, dacă primesc o carte, nu, mai, nu am în inventar. Bun. Reguli, fără game mod 1, spargi doar lână verde, emeraldele sunt puncte, dificultatea peaceful, cred că sunt deja pe peaceful, la final trebuie să ai 50 de emeralde, sunt 5 challenge-uri, 7 baftă. Bun, hai să vedem la story, abia aștept să văd povestea. Povestea amuzantă, ești un copil de 13 ani și te-ai infiltrat într-o gașcă de puștani pentru a fura o prăjitură. Trebuie să faci toate challenge-urile pentru a scăpa și a mânca prăjitura, prăjitura ta favorită, mult succes! Să fie primit, ia stai. Așa, simțul umorului. Am simțul umorului chiar foarte, foarte dezvoltat. La final 50 de emeralde, keep inventory. Da, mă, da, gata, acum știu și eu cum să scriu keep inventory. E game rule, stai, keep inventory true. Bine, deja l-am. Stăm pe peaceful, da, suntem și pe peaceful. Salut, Pepper, eu sunt Mentosan și ți-am pregătit o mapă. O mapă super, îți urez multă baftă. Pentru început, ia totul din chest. Ok, mersi Mentosan pentru mapă. Deci, tricou, pantaloni, Adidas, arcul magic și șapca. Haideți să ne echipăm. Poc, luăm și arcul. E, doamne. Pepper, Pepper. Ah, cred că mai scrie altă voce pe acolo, altă voce, auzi, altă... Poate Mentosan să fi scris numele lui pe acolo? Hm? Deci aici cred că dăm start cumva. Ah, spawn point, ok, trebuie să scrie aici spawn point. Nu luăm cartea cu noi. Ah, aici ar fi un televizor, bănuiesc. Hai să începem ea. Challenge 1, parkour, sper că-ți place parkourul, Pepper. Îmi place. Uite, ăsta pe care îl făcuși tu îmi place. Ah, stânga. Bun. Uite câte oi pe acolo. A, uite, jos avem niște apă în caz că picăm, dar sper să nu picăm. Opa, așa. Încet, încet. Bun. Țineți respirație. Ok. Bun. Felicitări, ai terminat challenge-ul 1. Cam ușor, a? Ba, a fost ușor, n-am ce spune. Fobai. Păi tocmai ce am ieșit din apă. Ia un loc. Atât. Recompensa. Uhu, emeralde, bun. Piept de pui, mărul de aur. De fapt, asta e de la vacă. Checkpoint 1. Challenge 2, arcaș. Sar nu-ți fie frică. Bine, gata. Perfect, hai să vedem. Ai omorât toate vacile. Sparge fe... ar fi trebuit să... uite vacile astea, ok. Săgeți, pac, pac, pac. Aici avem foarte multe săgeți, bun. Cam că am ratat niște vaci de pe sus, deci era imposibil. Poc, stai, mai sus. I-am dat în uger. Ugerul vacii. Ia mă dăm... Poc, ha-ha. Uite câtă carne acolo, mă. Bine, am luat și item frame-ul. Sparge fence-ul. Ok, gata, l-am spart. Checkpoint 2. Felicitări, ia recompensa. Emeralde, a câte avem? Avem 17. Găsește cheia. Da,
Altă cheie. Chiar fi un lever, să zicem. Sau bine, poate ar fi și un buton. Ar fi culmea ca acum să deschid un chest, știm? Și să bubuie, să bubuie tot. Ia un minecart și hai la drum. Felicitări, ai terminat challenge-ul 3, mai puțin și ei prăjitura. Și dacă mă prind puștani, adică, știi tu. Luăm un minecart. Hai să mai luăm încă un minecart, cine știe. Vrrr! Poc! Ok. Ok. Na, ia stai. Game mode 0. Bun. Îl folosim, de fapt, aș fi putut să mă duc și acolo, dar atât timp cât am ajuns aici, n-are rost. Perfect. Ia, iată că am ajuns la challenge-ul 4, asta zic chapter-ul 4, baftă, mersi, checkpoint 3, fă un duș, atât. Challenge-ul 4, building, citește o carte. Ne, nu vreau, nu-mi plac cărțile în general. Hop, așa. Ia să vedem. Trebuie să scrii ceva aici. Hey Pepper, el este Gigel, casa lui a fost distrusă din cauza unui incendiu. El te roagă să-l ajuți, ai tot ce trebuie în chest. Oh, wooden planks, uși. Bun, hai să le dăm deoparte. Piept de pui, piept de pui, dar de ce naiba nu mere să le stacăm? E, ok, hai să o lăsăm așa. Hai să reparăm casa domnului Gigel, pentru că... nu e așa? Ne ajută și el, uite, vezi, ne-a dat mâncare, ne-a dat materiale, de ce nu l-am ajutat? Dar am senzația că o să mai rămână. Da, uite, au mai rămas să-l pun. Uite, hai să-i pun ușa, perfect. Pune și așa, pune și aici o ușă, știi că ne-au mai rămas 5. Felicitări, ai terminat challenge-ul 4, prăjitura este aproape. 37 de emeralde. Măi, asta e să mă mai uit eu pe aici, ca nu cumva să mai ratez niște emeralde, nu de alta, dar nu vreau să vă supărați pe mine. Mă, ce-mi plac florile alea. Felicitări, așa, am citit, am luat și de aici. Challenge 5, deci ultimul challenge. Build my thing. Fă un far. A, un far. Pa, shit, am uitat cum se face. Fă un sistem oarecare. Bă, ce-mi dă omul ăsta să fac, mă. Ia, aici construiești farul. Bun. Acum, stai. Trebuie să prind și o recompensă, nu? Fă un sistem oarecare. Sistem oarecare. Hai să vedem. Să vedem ce iasă. Aici faci sistemul de redstone. Ia stai așa, hai să zicem. Nu știu ce dracu ar fi trebuit să fac. Sau, ia stai puțin. Fac, n-am pickaxe. Stai așa, că am o idee. Ok. Dă-mi asta, pentru că nu vreau să distrug. Bun, dă-mi un stone. Gata. Acum, haide să luăm ăsta înapoi. Și îl punem așa. N-ar fi trebuit să... Nu cred că... Ia. E, să zicem, atâta timp cât redstone nu merge. Ok, aici construiești creeper face. Haide să luăm astea. Creeper face. Mamă, n-am construit niciodată. M-am mai confruntat cu un creeper așa de mult. Creeper face. Creeper face. Cum ar fi fața unui creeper? Să zicem... ceva de genul. Da, nu e rău. Stai puțin. Game mode 1. Bam, bam, bam. Da, e un creeper mai drăguț, ca să fim sinceri. Așa, bun, am terminat tot. Ia să vedem. Mă, îmi place foarte mult mapa asta. 47 de emeralde. După ușă te așteaptă prăjitora. Felicitări, ai terminat mapa. Poftă mare, mersi.
Deci, ți-am pregătit o surpriză, un minecart. Aveam deja unul. Stai, deci 47 de emeralde. Pe undeva trebuie să mai fie. Chiar trebuie să mai fie. Să fie ăsta? Nu, nici ăsta. Înseamnă că am ratat. Pe undeva ar fi trebuit să fie. În fine. Hai să îi dăm blană. Mă întreb ce surpriză o fi pe aici. Dacă e ceva bombă. Ia. Apasă pentru a fi mai palpitant. Uită-te în jos. Super tare. În special chestia cu YouTube-ul. Se vede chiar tare. Stai. Wow, super șmecher, frate. Chiar foarte tare. Cam atât din acest episod, ardeilor, sper că v-a plăcut. Îți mulțumesc mult, Mentosan, pentru mapă. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Pepper, ne revedem în episodul următor. Bye, bye!